Nu, așa muncesc trebuie, că n-ai venit numai să mă vezi. Hai să mergem dincolo, să zic ceva. Dar de ce să mergem dincolo? Aci nu-mi poți cere bani. Că doar fata nu știi că ești pârlit, mă. Bine, bunică, dar nu-i vorba de asta. No, zi, mă, unde vrei să merg cu fata? La Paris. Da, când? La sfârșitul mai, în 24-27 mai. Păi cum să mergi atunci, mă, bolundule, în 26, mă, să alegerile? Bine, bunică, dar știi că nu-s cu politica, cu alegerile, cu cătățâți la fel. Lasă-mă că un om în plus sau minus nu contează. Da, nu ești cu alegerile. Îți dau bani. Dar nu merg la Paris, că merg la căciulata. Nu, bine, ce e asta? Nu, dacă nu ești cu alegerile, aleg eu pentru tine. Ce ți căciulata, ce ți Paris? Dar eu nu vreau la căciulata, eu vreau la Paris. Nu, stai să zic. Că luați și pe Sandu cu voi la căciulata. Am un serios. Nu, nu te-ai zis. Un om în plus, un minus, nu contează. Hai, Sandule, că merg cu copiii la căciulata, la băi. Bunica, termină. Nu, nu-ți place, nu, nu, așa am trăit. Am gătat școala, mi-a pus apa mână și la drum. N-am avut de ales. După aia a venit o rânduirea și ne-a luat pământul. N-am avut de ales. Apoi voi, am 1100 de filme, noi avem unul pe lună. N-am avut de ales. Și am voi, când aveți de ales, lăsați pe alții să vie să aleagă în locul vostru. Păi voi sunteți normali? Salut! Poți te rog ceva? Bă, orice, în afară de bani. Perfect. Du-te la vot în 26 mai. Da, de ce? Așa au zis bunica.